Cu nervii întinși la maximum, șoferii care vor să treacă în Bulgaria prin punctul de control din Vama Giurgiu așteaptă și câte 6 ore pentru a-și putea continua drumul. De la o oră la alta, numărul tirurilor și camioanelor este tot mai mare, iar polițiștii de frontieră aproape că nu iau pauză. În jurul prânzului, coloana se întindea pe 6 kilometri. Un șofer din Ucraina nu se aștepta să petreacă atâtea nopți pe drumuri, dar acum are o singură variantă sigură pentru a transporta mărfurile. Sușii, mnoha mașini idiot. На Румынию, Болгарию, на Турцию. Паромы не ходят, потому едут сюда все, кто можно. În apropierea cozilor nesfârșite, unii șoferi caută un loc umbrit unde se pot odihni. Camioanele care stau sub temperaturi de aproape 30 de grade s-au transformat în cuptoare. Păi cred că să stai și 12 ore aici. Nu e normal, nu să fie normal. Vă dați seama că suntem și noi oameni, dacă stăm aici 10 ore, camionul ăsta aici. Eu fac Turcia de 10 ani de zile, 11 ani. Și deja s-au mulțit cozile, s-au dublat. Am înțeles de la colegii de la Vama, sunt foarte mulți șoferi ucraineni care tranzitează pe la noi și ei nu erau pe aici de regulă. Nu e vina lor, ăsta e traseul, probabil din cauza războiului, cine știe. Și șoferii greci care aduc portocale în România au de înfruntat după fiecare livrare o lungă așteptare la Vama Giurgiu. De câte ore așteptați aici? Aici? 5, 6, 8. Problema aici pentru Vama. Nu merge cantar, nu. Este 4 cantara, merge 2. Nu e normal. Europa, nu e normal. Oficial, polițiștii de frontieră anunță că și timpii de așteptare pentru autoturisme au crescut cu 20 de minute. În cazul camioanelor și tirurilor, așteptarea pare fără sfârșit. În ultimele 24 de ore, la granița cu Bulgaria, pe sensul de ieșire din țară, au fost înregistrate aproximativ 1500 de camioane, 860 autoturisme și 5500 de persoane. Acești timp de așteptare înregistrat se datorează numărului mare de astfel de mijloace de transport prezente pentru tranzit. În punctul de trecere a frontierei de aici, din Vama Giurgiu, sunt deschise toate cele 5 artere rutiere, atât pe sensul de ieșire, cât și pe sensul de intrare în țară. Practic, polițiștii de frontieră muncesc la foc continuu în această perioadă. Vama Giurgiu a devenit un punct strategic după începerea războiului din Ucraina. Toți transportatorii aleg această rută pentru a ajunge în Grecia, Bulgaria și Turcia.